Este o binecuvântare din partea Domnului pentru fiecare dintre noi și în după masa aceasta să fim la casa de rugăciune. Mulțumesc Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră, mulțumesc Domnului că ne-a ajutat și nouă să ajungem la Betania. Dimineața am fost împreună cu soția mea la o căsătorie, au început nunțile, sunt și obligații și am fost la Bistriță la o căsătorie. Domnul ne-a ajutat să ajungem să fim și cu dumneavoastră la părtășie și de la început am simțit că Domnul este prezent aici în adunare. Slăvit să fie Domnul! Este Duminica Tomei, s-a vorbit și de dimineață, am înțeles din textul acesta. Despre Toma, unii îl consideră necredincios. Și am văzut oameni care, predicând sau vorbind despre Toma, l-au pus cu fața la zid și au spus Toma necredinciosul. Am văzut oameni care l-au apreciat pe Toma pentru echilibrul lui într-un fel, și fiecare are o anumită perspectivă. Știți cum este? Depinde din ce punct privești lucrurile. Depinde de unde te uiți la același lucru. Mi-aduc aminte că se spune: Un tânăr plecase de acasă mai multă vreme, tata lui era bătrân și a scris o scrisoare tatălui lui. Și tata nu știa să citească, așa era pe vremea aceea, s-a dus la poștă și a luat scrisoarea. Și mergea spre casă. Și când a ajuns undeva pe la jumătatea drumului, s-a întâlnit cu milițianul sau cu jandarmul de atunci de la postul de jandarmerie. L-a văzut așa că e puțin triș, a de unde vii? Vii de la poștă. Și? băi am o scrisoare și nu mă pot descurca cu ea. E de la băiatul meu. Se spune că a luat jandarmul scrisoarea și a început să o citească. Dar a început să o citească cu un ton militaresc. Spunându-i, tată, să știi că -ți bine, am nevoie de asta, de asta, de asta. Și omul a început să se mai întristeze, să aibă față o față posomorâtă. După ce o dat jandarmul în scrisoare, eu, eu am mulțumit și o zis, bă, dar în felul să vorbește băiatul meu cu mine. Eu l-am crescut, eu m-am comportat cu el, eu l-am trimis la școală, de parte de casă. Dom'le, acum are nevoie, dar în termenii ăștia? Și tot o frământat omul ăsta, bătrânul ăsta, tată. Și se spune că mergând pe drum s-a întâlnit cu preotul. Și preoții, în general, sunt oameni mai... cu o altă vocație, cu o altă... Și zic zis, bate cum l-o fi chemat, Ioane, Gheorghe, de unde vii? Păi viu de la poștă. Și... ce i cu dumneavoastră de așa? Păi am primit o scrisoare de la fiul meu și așa m am Dar ce-o scris? Ia două încoace să o citesc. și au început să o citească cu un alt ton. O început să citească așa, mai liniștit, cu o voce blândă, să știi că sunt bine, dar am nevoile asta. Și în timp ce preotul citea, se spune că bătrânul lor se însemna și a nu, no? așa mai da, așa mai înțeleg, ăsta seamănă cu băiatul meu. Domnule, totul nu s-a stricat ăsta de tot. Vedeți, depinde de unde privim lucrurile. S-ar putea dintr-o anumită perspectivă să-l vedem, spuneam, pe Toma Negru, S-ar putea să avem un necredincios, s-ar putea să fim gata să l excludem din cultul penticostal, de exemplu. Să facem un proces verbal, să spunem, domnule, tu nu mai ai ce căuta printre noi, că ești necredincios. S-ar putea, dintr-o altă perspectivă, privind lucrurile, să-i să facem o statuie, zic, domnule, ca și Toma, extraordinar. O statuie, da. Depinde care este perspectiva din care noi privim. Și în această seară, mi-a pus Domnul pe inimă, știind că va trebui să slujez la Betania, m-am rugat înaintea lui Dumnezeu și mi-a pus Domnul pe inimă să vă transmit următorul mesaj. Dacă vreți cu o întrebare, credul sau credincios? Ce ziceți, e diferență între una și alta? Da? Păi cum să nu? mai ales -o să care, mă rog, știți, vă pricepeți la termeni. Sunt unii care au făcut școală despre a cunoaște termenii, literele și așa mai departe, felul de expresie. Credul, frați și surori, înseamnă omul care crede totul, fără să cerceteze. Domnule, ce să mai cercetăm? Putem să credem totul și unii merg pe varianta aia. Crede și nu? Cercetă. Ba unii vin și ne spun altceva. Domnule, aveți grijă. Nu aveți voie să vă băgați în lucrarea lui Dumnezeu. Că bai. Eu vă spun ce spune Biblia. Cercetați toate lucrurile. Scrie așa și dumneavoastră? Așa scrie în Biblie. Și luați ce? Ce este? Pentru că părerea mea s-ar putea să nu conteze, este doar o părere. Dar ceea ce este bun sau ceea ce nu este bun, este în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Omul credul nu verifică. Omul credul crede totul. Omul credul nu le împune nimic la îndoială. El totul crede, merge înainte. Omul credincios sau expresia omului credincios este altceva. Este cineva care manifestă un atașament constant, dar este caracterizat prin convingere. Omul credincios, el este omul care verifică, dar care are o convingere, vrea să aibă convingerea lui. În această seară, unde vă plasați? Sunteți credul? Sau sunteți? Suntem creduli sau suntem credincioși? Haideți să vă spun din Scriptură, așa în timpul care a rămas, câteva caracteristici ale omului credul și câteva caracteristici ale omului credincios ca să vedem fiecare dintre noi unde ne regăsim. În primul rând, vă rog să notați, omul credul este animat de minunile lui Dumnezeu. Dacă vede o minune, minunile și în urma minunilor devine extraordinar de entuziasmat. Sunt oameni care caută doar minuni. Și despre oamenii aceștia spune cuvântul lui Dumnezeu și Apostolul Pavel spune Unii caută doar semne. După asta umblă. Vreau să vadă minuni. Și se bazează oamenii pe minuni. Și se, se duc oamenii, și uneori stau sute de mii sau zeci de mii de oameni, așa zici credincioși, ca să se atingă de oracle, ca să se atingă de niște moaște, ca să, să stea lângă, eu știu, o anumită pictură despre care se spune că a plâns sau, mă rog, are momente când plânge și oamenii spun, domnule, e o minune extraordinar. Și unii își bazează, ascultați-mă bine, credința lor și își fundamentează credința lor pe minuni. Caută minuni. Dacă nu sunt minuni, nu mai e nimic. Dacă se fac minuni, n-au nicio problemă. Ei cred totul. Despre satana, citesc în cuvântul lui Dumnezeu, și apostolul Pavel trăgea un semnal de alarmă, frații surori, în 2 Corinteni, pe la capitolul 11, dacă bine mi-amintesc, și versetul 14 spune așa: Și nu este de mirare că chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Unii vor coborî foc din cer ca să îi animeze pe ceilalți. Unii vor face demonstrații extraordinare. Ascultați-mă bine în această seară. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al demonstrațiilor. Nu este un Dumnezeu al demonstrațiilor. Sunt oameni care își bazează uh, credința lor pe minuni. Și dacă văd minuni, și dacă se întâmplă minuni, totul cred. Ați-vă aminte de Naman, sirian. Un om cu o bună intenție, un om extraordinar. Un om care vine bolnav, cu o boală incurabilă, care vine cu lepră la Samaria și se duce acasă vindecat. Extraordinar. Ce entuziasmat! Ce minune a făcut Dumnezeu în viața lui! Ce extraordinară lucrare a făcut Dumnezeu! Frații și surori, să fii vindecat de cancer! Am văzut oameni care mărturisesc asta, sunt și eu asta ați văzut, vindecat de cancer, vindecat de anumite boli incurabile. E o gloria lui Dumnezeu, e extraordinar! Și când omul acesta se întoarce vindecat de lepră, Biblia ne spune că slujitorul lui uh, Elisei urmărește tot ce se întâmplă. Deci, o, oh, prea ieftin Să stai să mă duc după el. Și au ce spune cuvântul Domnului. Și Gehazi a alergat după Naman, Naman când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car, ca să iasă înainte. Și e bine, totul e bine. Dar uite ce, e. niște tineri au venit din Efraim la noi, la stăpânul meu, și ăsta m-a rugat să te rog la rândul meu, dă un talent de argint. Un talent de argint e prea puțin. Veți citi în scriptură că insistă de el să-i dea câți? Doi. Fă-mi plăcere! E plăcerea mea! Pentru că am văzut minunile, pentru că am văzut lucrarea lui Dumnezeu, însă stare să-i dau toți, dar pentru că conjunctura e de felul ăsta și tu ceri unul. fă plăcerea să-ți dau înapoi, să-ți dau doi. Și îi pune doi saci, ordonă la doi dintre ei și le spune: Duceți-vă voi surjitorii, și ajutați-l să ducă. Numai că omul, cum a fost pe fază, undeva când au ajuns pe deal, o zis, ceva, duceți-vă voi înapoi, că de aici mă descurc, eu nu-i problemă, că zgrei, grei, important este să ajung cu ei acasă. Vă întreb în această seară, omul acela, credeți dumneavoastră că a fost înșelat sau nu? Naman. Ha? Păi a fost înșelat. Că nu era vorba nici de niște tineri din Efraim, nu era vorba nici de uh, cerința lui Elisei, tot atât de bine ar fi putut să spună, îți dau doi slujitori care te duc până la rău, săpânul tău. Și la săpânul tău îi spune, Elisei, am venit și s-au adus talanzi. Uneori, frații surori, avem marea problema noastră, noi, și noi, frații pentecostali, că nu avem tăria să verificăm lucrurile. Și suntem așa niște oameni credul, ne bazăm pe niște minuni, pe niște momente, pe niște sentimente probabil sau pe niște lucrări care s-au întâmplat și pe care le-a făcut Dumnezeu și suntem gata să mergem așa, orbește. Oamenii creduli se bazează pe minunile lui Dumnezeu uneori. Pe minuni. Ați auzit de Simon Magul. Citim despre el în fapte în capitolul 8, că Simon Magul, el, la rândul lui, făcea anumite minuni. Și oamenii, uitându-se la ceea ce făcea el, prin puterea pe care el o avea, Biblia ne spune, în fapte, că omul acesta îi, îi făcea pe toți să se mire. Dar, la un moment dat, Filip predică Evanghelia, el se convertește, el ascultă cuvântul lui Dumnezeu și auziți ce spune cuvântul Domnului, versetul 13, din fapte, capitol 8. Chiar și Simon a crezut și după ce a fost botezat, știți ce făcea? Nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele pe care se făceau. Vă întreb în această seară, era Simon Magul un om întors la Dumnezeu? Da? Era? Dar s-a botezat. Dar au venit după Filip, frați și surori. Dar era animat și entuziasmat în urma minunilor și nu numai. Când au văzut că vin ucenicii și se roagă pentru Apostoli și se roagă pentru cei din Samaria să primească Duhul Sfânt, Biblia ne spune, a venit cu bani și le-au zis în versetul 19, dați-mi și mie puterea aceasta ca peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Îmi plac minunile. Vreau să văd minuni, vreau eu să fac minuni, mă implic în asta, sunt omul minunilor. Și cuvântul Domnului ne spune și parcă ne șochează. Petru i-a zis așa, banii tăi să piară împreună cu tine. De ce? Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta. Pentru că inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Oamenii credul, oameni buni, frați și sorori, ascultați-mă, se bazează pe minuni, sunt entuziasmați de ceea ce probabil se întâmplă de moment, dar nu, credința noastră nu vrem să fie bazată pe minuni, credința noastră vrem să fie bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, vrem să fie bazată pe cercetarea Duhului Sfânt, vrem să fie bazată pe o relație autentică cu Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne, Doamne! Va fi greu, și unor, în scurgerea vremii, când diavolul va continua să facă anumite lucrări care să, ca, să in, ca să imite lucrarea originală a lui Dumnezeu, va fi greu să-i oprești pe oameni și este greu să-i oprești pe oameni când, când oamenii îți vor spune, dar și cu tare, dar și în zona cu tare, dar și moștele cu tare, dar și icoana cu tare, a făcut minuni și nu Dumnezeu? Noi nu ne bazăm credința pe minuni. Noi ne bazăm credința pe Cuvântul lui Dumnezeu. Noi ne bazăm credința pe cercetarea Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul. În al doilea rând, vreau să spun în seara aceasta: omul credul, pe lângă faptul că își așează credința Lui, convingerea Lui pe minuni, doar pe minuni, El este. Mulțumit de mesajul care răspunde dorinței inimii lui. Vedeți? Vrem să ni se spună cum ne place. Și dacă ni se spune cum ne place, dacă ne predică cum ne place, ăsta e cel mai ok. Dacă ne cântă cum ne place, ăsta e cel. Dacă ni se procește cum ne place, asta am vrut. Pentru că avem noi o dorință a inimii noastre și vrem ca tot ceea ce se întâmplă să coreleze cu dorința inimii noastre. Și oamenii credul îi umblă după asta. Și oamenii credul îi umblă din stânga în dreapta, ca până când găsesc pe cineva care le transmite un mesaj potrivit dorinței inimilor. Uitați-vă când poporul acela lui Dumnezeu era în război, citim în unul împărați în capitolul 22, că acolo erau niște proroci, nu puțin, vreo 400. Și prorocii ăia, o tot prorocit și le-au spus acelor împărați să se ducă la război, că Dumnezeu le va da biruință. Și toți prorocii proroceau la fel, versetul 12 zicând, Suete la Ramot din Galad, că vei zbândi și Domnul îți va da în mâinile, ta, în mâinile împăratului. Toți au prorocit așa. Și la un moment dat împăratul ăsta întreabă, mă, nu mai este vreunul care, prin care să-l întrebăm pe Domnul? Mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul? Și știți ce au zis? Mai este un. Dar îl urăsc. Știi de ce? Ăsta e tare prăpăstios. Ăsta niciodată nu știe să-mi zică de bine. Și mie asta mi place. asta îmi place. Ăsta niciodată nu știe să mă laude, dar mie îmi place să mă laude. Ăsta niciodată nu-mi zice că mă duc drept, Dar, Mă rog, eu vreau să știu că mă duc drept. Ăsta niciodată nu corespunde cu dorința inimii mele. Auzi, ar fi bine să-l chem. Și o vei și eu pregătit pe slujitor. ba, aveți grijă, aveți în coace. Duceți-vă și chemați-l, dar anesteziați-l pe drum. Aveți grijă, transmiteți mesajul care trebuie să-l transmit. Și pe drum, spune cuvântul lui Dumnezeu, solul care se dusese să-l cheme pe prorocul acela, pe mica, i zis, iată, toți prorocii într-un glas procesc bine. Adică toți au un mesaj de laudă. Ca dumneata mare împărat nu-i nimeni. Tu vei avea biruință, tu poți să mergi în dreapta, tu să mergi în stânga, extraordinar. Acum știi ceva? Să fie dar și cuvântul tău, ca al fiecăruia dintre ei. Vestește-i bine. Știi de ce? Îi place la împăratul să audă asta, do? Și spune ce îi place să audă. Și oamenilor creduli, ascultați-mă, ei sunt creduli pentru că întotdeauna caută mesajul care răspunde dorinței inimilor. Ceea ce îmi place este că mica nu poate fi influențat ci el spune în versetul 14 Viu este Domnul că voi vesti ce-mi va spune Domnul. Slăvit să fie Domnul. Eu am un principiu, frate surori, și este principiul meu. Este părerea mea și părerea mea nu este principiul general. Dumnezeu nu laudă pe nimeni, ascultați-mă. Nu laudă. Oamenii îi laudă pe oameni. Dumnezeu nu laudă pe nimeni. Uneori s-ar putea Domnul să facă anumite ușoare aprecieri, dar în mine și în dumneavoastră există întotdeauna nevoie de mai mult nevoie de mai bine, nevoie de apropiere de Dumnezeu și de sfințenie mai multă. Doamne, cercetează-ne! Oamenii credule, ascultați-mă, oamenii credul sunt oamenii care caută mesajul care potrivește cu dorința inimilor. Sunt oamenii care le place să li se vorbească ce vreau ei să audă. Sunt oamenii care caută aceasta. O, oh, mă duc acolo, că acolo întotdeauna vorbește bine. Mă duc acolo că întotdeauna mesajul îi îmi place, domnule, totdeauna e extraordinar. Și în al treilea rând vreau să vă spun în seara aceasta, oamenii credul se lasă convins de poziția mesagerului. Vedeți? Mesagerii au devenit în vremea noastră niște vedete. Fie că predicatori, fie că cântăreți, fie că proroci, fiecare de altă nuanță, au devenit niște vedete. Și ne lăsăm în foarte multe situații și suntem credul datorită poziției mesagerului. O, oh, dacă o zici fratele cu tare! O, oh, dacă o prolociți sora cu tare! O, oh, dacă o transmiți mesajul cu tare! Gata, domnule, asta e incontestabil! Eram la la institut, eram student la București și mi-aduc aminte fratele Sandu Trandafir, atunci și la o întâlnire cu toți studenții, cineva a pus o întrebare și întrebarea răsuna cam așa despre o problemă din uh, cadrul institutului. Și-a întrebat frate rector, este adevărat? Și-a continuat să, să să complexeze cu, mă rog, lucrul respectiv, la care mi-a plăcut fratele rector avea biblia la el și-a ridicat-o și A ridicat zis, fraților, numai biblia este adevărată. Numai cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Măriți să fie domnul. Nu vă lăsați influențați de poziția mesagerilor. Oricine ar fi ei. Oricine ar fi ei. Pentru că avem experiența și istoria Bisericii pentecostale din România, în urma cărei și în care experiență foarte mulți oameni și oameni de calibru au lăsat cuvântul lui Dumnezeu, au lăsat principiile Sfintelor Scripturi și s-au dus și au eșuat și au mers în eroare și au derapat oameni buni. Pentru că au uitat cuvântul lui Dumnezeu, au uitat prezența Duhului Sfânt și s-au luat și s-au ghidat după, după mesageri. Omul credul. se dirigează după poziția mesagerului. Este un exemplu în Scriptură, sunt multe exemple probabil, dar în această seară vreau să vă amintesc despre exemplul din cartea a I a împăraților din capitolul 13, unde Dumnezeu îl trimite pe un om al lui într-o anumită cetate cu un mesaj bine stabilit și Biblia ne spune că omul acela a lucrat cu prezența lui Dumnezeu vădită Acolo procid despre altar, se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. Și versetul uh, continuă și spune versetul 5 din 1, păras capitolul 13, altarul s-a despicat, cenușa de pe el s-a vărsat după semnul pe care îl dăduse omului Dumnezeu, potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Și apoi știți dumneavoastră cum împăratul a spus, prindeți-l, i s-a făcut mâna uscată, pe urmă s-a rugat, s-a vindecat și a plecat din cetate și cineva, un alt proroc mai bătrân, care nu fusese la întâlnire, a fost informat de feciorii lui, uite ce s-a întâmplat, pe unde a mers? Mă duc după el. Și veți citi cuvântul lui Dumnezeu că s-a dus și l-a ajuns pe omul lui Dumnezeu pe drum. Și l-a întrebat, tu ești omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda? Și a spus, da, eu sunt. Vino cu mine acasă să iei ceva să mănânci. Dar el a zis, nu pot. Că Dumnezeu, mi-a spus să nu mă duc. Că Dumnezeu mi-a spus să nu intru. Că Dumnezeu mi-a spus să nu stau la masă. Și Dumnezeu mi-a spus să nu mănânci pâine, să nu bei apă și să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. Mă, mi-a spus Dumnezeu. Și ca drept dovadă că mie vorbește Dumnezeu, am văzut lucrarea lui Dumnezeu, s-a întâmplat, s-a vindecat mâna împăratului, s-a dezbicat altarul. Și priviți, vă rog, ce urmează. Și el i-a zis și eu sunt un proroc ca tine. Adică eu nu sunt oricine, domnule. Stai să spun despre palmaresul meu. Când eu am predicat, atât oameni s-au vindecat. Când eu m-am rugat, atât oameni nu s-au întâmplat. Stai să spun cine sunt eu. Eu sunt un om care am un mesaj, am o atitudine și am o poziție extraordinară. De aceea, ascultă-mă pe mine. Și spre nenorocirea lui, a renunțat la ceea ce le-a spus Dumnezeu. A renunțat la ceea ce știa că i-a spus Dumnezeu. S-a dus în casa lui, a băut apă, a băut, a băut apă, a mâncat pâine și, când s-a întors pe drum, l-a omorât un leu. De ce? De ce? Pentru că a devenit un credul dintr-un om credincios, oameni buni, dintr-un om care, care uh, i-a vorbit Dumnezeu, care avea, avea re relații și revelații cu Dumnezeu. S-a luat după imaginea unui mesager și a dacă și ăsta e proroc, dacă el e prorocul lui Dumnezeu, până la urmă renunț la ceea ce mi-a spus Dumnezeu, că s-ar putea să nu mai fie valabil ce mi-a spus mie Domnul și mă duc pe drumul pe care îmi spune prorocul ăsta. Nu vă lăsați influențați de poziția spirituală chiar a mesagerilor. Lăsați-vă călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Doamne binecuvintează-ne! O câți credul sunt în lumea noastră! O câți oameni care sunt oameni credul, sunt în jurul nostru. O cât aleargă după minuni, o cât aleargă să le vorbească Dumnezeu cum place inimilor lor și o cât în vremea aceasta, frați și surori, se uită la imaginea mesagerului și renunță la Dumnezeu și la ceea ce vrea Dumnezeu și se iau după oameni. Mă rog în seara aceasta să ne cerceteze Duhul Sfânt. Dacă ești prezent în adunare și ai fost credul până în seara aceasta, Doamne, cercetează. Dumnezeu să-ți dea putere din seara aceasta, nu să fiu un credul, să fii un adevărat credincios. Vreți? Să vă spun câteva lucruri despre credincioși. Sunt multe care s-ar putea spune. Primul rând, vă spun că adevărații credincioși sunt oameni care nu se lasă influențați de mulțime. Toma și despre Toma se scrie în scriptură și s-a citit de dimineață. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar aceiași ucenici, cu vreme scurtă înainte, Toma i-a văzut când au auzit despre învierea Domnului și Biblia spune, ucenicilor li se credea, li se păreau că sunt basme. Ăștia nu de mult o crezut că sunt basme. Ăștia nu de mult distorționau cuvântul lui Dumnezeu și erau fricoși și nu știau ce să creadă. Ba de bucurie, ba de spaimă. Și Toma, când îi spun ei, uite ce, noi l-am văzut pe Domnul, Toma nu se lasă influențat de mulțime. Că ascultați-mă, frate și surori, mulțimea de multe ori este un mare pericol, un mare pericol. Nu numai pentru cei care merg pe calea largă, și pentru noi care suntem pe calea lui Dumnezeu, și pentru noi care suntem în, în lucrarea lui Dumnezeu, mulțimea este un mare pericol, un mare pericol. Și majoritatea motivațiilor noastre, atunci când ne abatem de la calea dreapta Domnului, motivația cea mai importantă și cea mai generală este asta. Dar, frate, dar nu zic eu singură. E drept. Nu zic eu singura care mă îmbracă așa, nu zic eu singura care mă aranjez așa, nu zic eu singurul care vorbesc așa, nu zic eu singurul care am greșit, nu zic eu singurul care e cu tare și ne bazăm pe mulțime. Adevărații oameni credincioși ei nu se lasă influențați de mulțime. Dumnezeu să aibă milă de noi. Spunea Marele Luther, eu și Dumnezeu suntem majoritatea. Nu cu mulțimea ești majoritatea. Nu! Nu cu oamenii mulți care ai în jurul tău sau care am în jurul meu. Nu cu oamenii mulți care mă susțin. Nu cu oamenii mulți care mă aplaudă. Nu, nu cu ăștia sunt majoritatea. Cu Dumnezeu sunt majoritatea. Măriți să fie domnul, nu-i ușor. Noi vorbim acum la rece, suntem în biserică, suntem relativ mulți, și bine, și avem har și avem pace, slăvit să fie Domnul pentru asta. Dar mă uit la Saul și mă gândesc la omul acesta, la bărbatul acesta, despre care Biblia ne spune că șapte zile îl așteaptă pe Samuel. Cine mai așteaptă șapte zile o nuntă să vină păstorul cu tare? Vezi de treabă. Acum sunt multe variante. Cine mai așteaptă atâtea zile la o binecuvântare, la o slujire, să vină omului Dumnezeu? Nu mai există așa ceva. Acum sunt multe variante. Biblia spune că atunci l-au așteptat șapte zile. Și în perioada aceasta, după perioada aceasta sau în timpul acesta, s-a întâmplat ceva. Și au zis să citesc în cuvântul lui Dumnezeu. Au așteptat șapte zile după timpul hotărât de Samuel, dar el nu venea la Gilgal. Dar poporul, versetul 7, a început să se depărteze. Nu e ușor. Îl condamnăm simplu pe, Samuel, pe Saul, foarte simplu. Dar au început oamenii să plece de lângă el, au început oamenii să-l abandoneze, au început oamenii să nu mai susțină în ceea ce avea de făcut. Și omul acesta, pentru că oamenii se depărtau de la el, a îndrăznit și a dus jerfa. A făcut bine. Da? Știți care a fost răspunsul Domnului prin Samuel? Ai lucrat ca un. Ha, ce greu e. Ce greu. Păi, când te bazezi pe mulțime, când te bazezi pe cei care te susțin, când mă bazezi pe cei mulți care mă vor susține. Oameni buni, ascultați-mă. Pot să lucrez ca un nebun. Important este întotdeauna să-l avem pe Dumnezeu de partea noastră. Ajută-ne, Doamne. Ce important e asta! Ce important este lucrul acesta! Mă uit la apostoli, în fapte, în capitolul 14. Dumnezeu face o minune, extraordinară minune, un olog se vindecă și acolo, spune cuvântul Domnului, când au văzut neamurile, când au văzut cei din cetatea aceea sau din cetățile acelea, minunea aceea, citim în cuvântul lui Dumnezeu, au început oamenii să spună în limba lor, zeii au coborât la noi. Unul i-au zis Jupiter și altul la celălalt i-a zis Mercur. Și preotul lui Jupiter, a cărui templu era la intrarea cetății, au adus tauri, o adus cununi în, înaintea porților și vroia să aducă jerfă. O zomle, pentru gloria voastră, pentru slava voastră, merită să aducem jerfă. Acum nu le ca un ritual, după ce alții au bătut și alții au scuipat, Domnule, până la urmă erau la niște străini. Nu le ca și un, un moment de apreciere. Hai, domnule, să facem și o festivitate, că ne mai răcorim puțin. Lasă-i, domnule, să aducă taur. Lasă-i, domnule, să aducă cununi. Lasă-i, domnule, să ne numească cum vreau ei. Biblia spune că cei doi și-au sfârșit hainele de pe ei. Au sărit în mijlocul lor și ce-au făcut? Au strigat. Nu ne sărutați mâna că nu suntem prea sfinți. Nu ne faceți plecăciune că nu suntem în spre Sfințiile noastre. Oameni buni, uitați-vă la noi. Noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Dacă s-a întâmplat o minune, e vorba de Dumnezeu. Să vă întoarceți la Dumnezeu care a făcut cerul și pământul și marea. Și tot ce este în ea. Omul credincios nu se lasă ademenit de mulțime, nu se lasă ademenit de aplauze. El întotdeauna îl glorifică pe Dumnezeu. Dumnezeu rămâne deasupra, Dumnezeu își ia slava care nu parte cu nimeni și Dumnezeu merită gloria, slăvit să fie numele Domnului. Mă rog ca Duhul Sfânt să ne cerceteze în această seară. Vrem să fim oameni credincioși, vrem să slujim cu puterea lui Dumnezeu, cu implicarea lui Dumnezeu în viața noastră, dar vrem, frați și surori, să fim oameni adevărați credincioși. Ajută-ne, Doamne, la aceasta! Omul credincios nu se limitează la experiența altora, nu! Mă, dacă l-ați văzut pe Domnul, ori e ok, e problema voastră, dar știți ceva? Am o dorință să-l văd și eu. S-a supărat Domnul? Nu. Se supără Domnul dacă copiii mei vreau să aibă experiență cu el? Dacă tinerii bisericii Betania vreau să aibă mai multă experiență cu Domnul? Se supără Domnul? Nu, frați și surori! Pentru că adevărații credincioși nu se bazează pe emblema bisericii, pe o formă religioasă, pe o tradiție creștină. Adevărații credincioși vreau să-L cunoască pe Domnul Isus. Haleluia! Dacă nu l-ai întâlnit până în seara aceasta, fie seara când să te cerceteze, Domnul. Pentru că Pavel spunea filipenilor prin capitolul 3, versetul 10, să-l cunosc pe el, pe el să-l cunosc. Vreau să am experiențe cu el, vreau să, să trăiesc cu el, vreau să, să, cunosc și suferințele și moartea dacă trebuie, dar vreau să-l cunosc pe el. Și Toma, o zis, vreau eu să pun mâna, vreau eu să mă conving. Pentru că omul credincios, el este insistent. S-ar putea să nu se descopere Domnul la prima întâlnire cu biserica. S-ar putea să nu găsești nimic, s-ar putea să treacă multă vreme și să nu simți prezența lui Dumnezeu. Dar ascultați-mă, dacă insiști, Domnul se descoperă. Dacă insiști, Domnul lucrează. Dacă insiști, Domnul te cercetează. Măriți să fie Domnul! Pentru că prin Matei, prin capitolul 7, de la versetul 21, striga Mântuitorul Iisus. Nu orși cine îmi zice, credincioșii superficiali nu sunt credincioși adevărați. Credincioșii de suprafață nu sunt credincioși adevărați. Credincioșii doar de biserică, credincioșii doar de ritualuri nu sunt credincioși adevărați. Nu orși cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Și continuă Domnul să spună pilda aceea, cu omul care sapă, știți unde? Adânc. Omul care insistă, omul care transpiră, omul care, care, care dorește din toată inima. Păi unii au, au stăruit după botezul cu Duhul Sfânt ani de zile și nu i-au botezat Domnul. Vă întreb, nu-i botează Domnul pe ăia? Ba da, să insiste. Nu renunțați, oameni buni! Nu renunțați, pentru că se câștigă mărgăritarele și se câștigă adevăratele valori în insistență, în stăruință. Și noi nu suntem din aceia care să dăm înapoi, ca să se piardă, ci noi suntem din aceia care insistăm, care mergem înainte, săpăm să ajungem la stâncă și stânca este Hristos. Haleluia! Slăvit să fie Domnul! Ești aici în seara aceasta? Te rogi de multă vreme pentru o anumită problemă? Poate pentru copiii tăi neascultători, poate pentru anumite situații, poate pentru o boală sufletească sau pentru o anumită stare pe care o ai sau pentru o boală trupească și n-a intervenit Dumnezeu, ascultați-mă! Dumnezeu este Cel care aude! Dumnezeu este Cel care este gata să intervină! Lăudați să fie Domnul! Chiar dacă întârzi, îi spunea Domnului Abacuc, ea se va împlini! Ea se va, va avea o împlinire pentru că Dumnezeul nostru lucrează! dar insistă, dar nu ce da, dar du-te înainte, slăvit să fie Domnul. Și omul credincios, el face declarații publice. Îmi plac declarațiile publice de la botezul în apă, dar nu sunt suficiente. Îmi place să mă mai întâlnesc sau să ne mai întâlnim împreună cu fratele Pavel sau cu alții, cu cei care i-am botezat în apă și să ne mai spună poate peste luni de zile, poate chiar și peste ani, din când în când, frate, de când m-am botezat, vreau să vă spun experiențele care le-am avut cu Domnul. A început Domnul să-mi dea visuri de noapte. A început Domnul să-mi facă anumite descoperiri. M-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Am văzut lucrările lui Dumnezeu în viața mea și spun din toată inima, Hristos trăiește. ce îmi place de Toma, frate și surori, mi-e așa de drag când s atins de ranele Domnului Isus. Nu știu ce au simțit, dar știu ce au spus. Nu știu ce au trecut prin el. Probabil a trecut fiorul acela prin care a trecut prin mine și prin dumneata atunci când te-a atins cu adevărat de Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu nu este o poveste, este o realitate. Învierea Lui nu este un basm, este un adevăr absolut. Hristos este viu. Hristos este la Betania în seara aceasta. Mărit să fie Domnul. Hristos cercetează inimile noastre. Și când te atingi de El cu adevărat, și când simți cercetarea Lui, Toma, credinciosul, exclamă și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. De ce? Pentru că Omul credincios face declarații publice, declarații adevărate. Apoi, frate, nu știu. Apoi, frate, știe Dumnezeu. Oameni buni, noi nu trăim prin vedere, noi trăim prin credință. Și vine vremea, sau va veni vremea așa, și venit, când adevărații credincioși, sau oamenii lui Dumnezeu, cel neprihănit, va trăi prin credință. Lăudat să fie Domnul. Mă rog ca Duhul Sfânt să vă cerceteze în această seară. Într-o zi, în Marea Zi, frați și surori vor fi chemați credincioșii. Adevărații credincioși, nu credulii. Adevărații credincioși într-o zi vor fi chemați. Și într-o zi se vor, vor fi chemați pe nume oamenii credincioși. Cei care au rămas credincioși până la capăt și cei care au rămas cu o bază solidă în relația lor cu Dumnezeu și cei care nu le-a fost rușine să spună, da, Hristos este Dumnezeul meu. Trăim într-o vreme atât de confuză. Trăim într-o Europa în care, în care biserica, în care Biblia, frați și surori, a fost scoasă din școli, în care nimeni nu mai poate să-și permită în Europa și în țările dezvoltate, super dezvoltate, dacă vreți, să rostească numele lui Isus. Nu mai are voie. Un mohamedan poate să o facă. Unul care este musulman poate să o facă și să promoveze credința lui într-un Mohamed care este mort și a rămas mort la Meca. Și un creștin care are credința într-un Hristos care trăiește și care este viu în vecii vecilor și a cărui cuvânt se împlinește în fiecare zi și în secolul 21, nu mai are voie să spună despre Isus. Și nu mult și nu vreau să vă înfric, dar am convingerea aceasta și îmi place să cred așa ceea ce spunea Sfântul Augustin, Părintele Augustin, sângele martirilor este sămânța bisericii. Nu-i mult și probabil într-o vreme liberă, între Europa și într-o lume liberă, va trebui să răspundem pentru credința noastră. Vom fi creduli sau credincioși? Suntem creduli sau credincioși? Vă rog în această seară să ne binecuvinteze Domnul. Să ne cerceteze Domnul. Și despre mine, și despre Dumneavoastră, și despre fiecare dintre noi. Să se spună: Au fost, sunt, au rămas adevărați credincioși. Ajută-ne, Doamne, care să facem afirmații publice, nu de fațadă, reale. Isus este Dumnezeul nostru. Isus este Mântuitorul nostru. Isus este Liberatorul nostru. Slăvit să fie în numele Lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze.